Acest clip va fi făcut cu ocazia aniversării depășirii pragului de 1000 de abonați, pentru care vă mulțumesc la toți care v-ați abonat. Mă voi strădui să îmbunătățesc cumva emisia de conținut și pentru că din statisticile YouTube-ului am observat că doar 0,5% sunt femei sau fete, 0,5% fiind enorm de puțin, înseamnă că nu atrag prin clipurile mele interesul femeilor. Mă gândesc la variante să fac, să ridic și acest prag, să văd cum. Pentru că doar 0,5% sunt femei, am ales o femeie să meargă cu mine să sărbătorim. Acum să văd dacă respectiva persoană va accepta sau nu să fie filmată. Bănuiesc că nu, ca de fapt majoritatea persoanelor, foarte puțin acceptă asta, nu știu de ce. Haideți, ne vedem pe drum. Suntem pe la Piața Romană. După cum v-am spus, am luat persoana de sex feminin cu mine să petrecem. Uitați aici, dar cum v-am spus, nu vreau să fie filmată, ceea ce mă așteptam. Da? Și vom merge să că sunt cu o mână pe... Și vom merge la Pescobar, la Herăstrău. Acolo vom sărbători 1000 de abonați. Și promit că în continuare, nu știu, să atrag femei în abonații mei. Nu știu ce să fac, cum să fac, dar presupun că o să mai fac clipuri cu câte orgasme să aibă, ce fetișuri au bărbații, ce vor bărbații, ce le place la femei, ce le place la bărbați. Că poate se interesează și ele, să uită și ele la clipurile mele, că altfel la mașini și la capre și la oi am observat că nu sunt. Haideți că ne vedem acolo, la Pescobar, să comandăm o pălămidă, să vedem cum e, tot așa meserie cum era pe vremuri. Am ajuns, fraților, aici să se plătește. De Tesla. Ha? Ce mai e Tesla? Hai să vedem unde plătim parcarea aici. Ia. Hai că-i dau cu SMS-ul. Așa. Țigări mi-am luat. Așa. Mergem la Pescobar, fraților, să sărbătorim. Haideți, doamnă, haideți. Nu vrea să fie filmată, ce v-am spus. Mai vă clătea și voi ochii. N-am ce să vă fac. Vă mai filmez gagici de pe strade. Astea serioase. Eu numai de asta am parte. De alea cu ochi n-am parte. Aici mă enervează muzica asta, pentru că trebuie să fac gălăgie muzica asta, care iar mă depunctează. Avem acolo taverna Racilor, da? Lacul Herăstrău, frumos, elegant, aici restaurantul, da? Și noi vom sta aici, bineînțeles, fără să arătăm persoana, ca să nu ne certăm aici la masă, da? Bă, ce interesant aici, că toate fetele astea, care
organizat de pe aici, toate sunt alese de ăsta de domnul Paul. Una, cum se zice, pe sprâncea, una și una toate, frate. Da. Astea-s niște icre de crab cu care vom începe. Deci avem aici niște icre de crab. Te rog frumos să te-ai dat de mult. Pâinică grecească. Da? Ia să vedem, să faci așa. Ia. Vezi ce trebuie. Dom'le. Luăm și niște ceapă. Da? Bun. Super. A venit și felul 2. Ce avem aici? Calcan. Calcan cu mujdei. Deci ăsta este un pește extraordinar de dulce. Uitați cum arată carne. Da? Să punem mujdei. Super. Uitați aici ce bunăciune au ăștia. Ce ziceți? Nu știu dacă avea ochi, că are pantaloni ăștia largi pe ea. Ce căprioară, frate. I-aș da și eu lua asta 100 de euro. Ce să mai zicem, mă? Atât s-a putut. Ca un gol pe aici. Ia, fiți atenți aici la prețuri. Dar are pe prețuri asta nimic de zis. Mamă, ce bucăți. Da. Asta e un lucru mișto ai la pescobar, toate femeile sunt top. M-a zăpăcit muzica asta. Poate mă taie YouTube-ul. Da, asta a fost petrecerea. Micro petrecere. Am sărbătorit. Vă mulțumesc că m-ați promovat. Aștept în continuare să-mi urmăriți filmele și clipurile. Și voi încerca să condimentez clipurile și cu alt gen de acțiuni. Nu doar de mașini, că după cum ați văzut la mașini nu mai am defecțiuni, nu mai am probleme. N-am cum să pun, doar că spăl mașina și atât. Cam asta e. Vă doresc sănătate, să fiți sănătoși și să ne auzim în continuare cât mai des. Mi s-a încărcat și camera. Da?
aici mergem să mai bem și aici o cafeluță, un ceva, o gustărică, așa ca de sfârșit de zi. Ia fiți atenți aici. Mamă, mâncați așa de Giurgiu. Și să ai femeie de asta. Ce spuneam eu? Noi câinii bătrâni. Ce dracu? Strângem o viață, adunăm, strângem bani și te refuză una de aia de să spală în lighean. Cafeneaua noastră preferată cu abonata a mea. Aici mergem să bem o cafeluță. Aici se numește Coffee Shop. Dacă vedeți mașina potrivită, nu știu cum îl cheamă băiatul ăla. Mamă, ce, băi frate, ce bucăți sunt pe aici. Au ieșit pe țară la plimbarea asta. Mașina potrivită aici se filmează prin parcările astea. Gata, revin. Am schimbat rezoluția camerei. Aici să fac vlogurile lui mașina potrivită. Începusem să vă spun. Da? Mamă, ce bună zi, ce... Sabina Simbor. Ce colegi aveți aici. Păi, da, și una. Ce mei. Un cappuccino se poate? Da, da, se poate. Cât e ceas? De ce? Nu dorm? E 5. Hai că poți. Mai dorm? Da, da. După cappuccino s-a dormit bine. Și mie cu înghețată. Dacă mă sfătuiesc să dorm, e clar. Păi, eu nu vreau să dorm. Nu? Păi de ce nu? Trebuie să mă odihniți, da? Este important. Da. Este important. Seară frumoasă, la revedere. Aici face, vlog băiatul ăla cu mașina potrivită, nu? Da, da, da. Cum îl da. Cheamă, nu mai știu? Dan. Dan, îmi place, eu îl urmăresc. Da? Da, aici face, da, da. E super. Fac și eu, aici, la geam, da? Nu? Ce se întâmplă la mașina potrivită? Sunt la trotineta, apropo. Dar de unde aveți fetele astea noi? Păi, dar cum de locul? Da? Tu mă știi? Da. Și cum ți-am părut? Monica. Monica, da. Uite mă, cine ți-a dat lănțișorul ăla cu panda în tip? Soțul tău? Monica. Da. Și tu ai soț? N-ai voie mai să filmezi. Prieten. N-ai voie să filmezi, măi. Încearcă care fac și eu viața. Ce faceți cu fetele astea tinere? Iulia. Eu sunt. Cea mai tare. Păi nu mi-am pus ecuson, de unde cafe joaică. Ce mai aveți aici? Ne faceți reclamă? Bineînțeles, Coffee Shop Unirii. De unde ați revenit? De la trotineta potrivită. Cu două roți? O idee să schimb numele la vlog. Mașina potrivită, trotineta potrivită. Tot trineta. Venise un puștulic odată cu trotineta și am spus să mă prind și eu cu trotineta ta și o să te vezi la televizor curăcioasă de trotinete. Dar chiar o filmați pe colega mea? Da. Colega ești în direct? Colega, o vede soțul. Și de când ai prietenul, de mult? De el. A, s-a învechis, nu s-a săturat? Nu? Încet. Zic când te întorci cu spatele la el. Te ia în brațe. Te ia în brațe? A, păi să, nu trebuie să te ia în brațe, mă. Trebuie? De ce? Trebuie să... Nu, o ia în spate acum, așa-l duci în brațe. Nu știai? Dacă te ia în brațe... E rău, nu? Uite, tu te bucuri. Da, auzi și cu ea în brațe. Nu se ia în brațe, te dai pe o parte și aștepți. Prima reacție trebuie să fie... Zbârl. Îmi faci mie cappuccino? Da. Vezi, poate îmi pui ceva acolo. Da. Zici că are fustă, dar are pantaloni scurți. Auzi, dar eu parcă aș bea și ceva. Un... Avem și... Nu. Nu, că sunt la pocăițiu. Că sunt la băia. De ce nu mi-ai făcut și mie o inimioară aici? Pentru dumneavoastră e. E inimioara asta? Tu ai făcut-o, da? Special. Special pentru dumneavoastră. Mă, ești o drăguță, ce să mai... Dar m-ai nebunit cu... Eu am zis că ai fustă pe ea. Aaa, păi nu vedeți nimic. Unde vă scoteți copii mii? Nu. Doamne ferește.
M-au păcălit vreo 3 până acum, dar am scăpat cu cash. Serios? Așa faci? Ele fac așa. Ce să le faci? Ne mai lăsăm și păcăliți câteodată. Pe gheață într-un pahar de lard, într-un ice. Uite, domnul m-a amețit aici. Așa. Să nu filmăm pe abonată. Da. Frumoasă. Era să zic frumoasă spălătoria asta. Cafeneaua asta. Trebuie să facem curățenie. În cinstea lui Monica o să-mi fac alt vlog. Ce faceți? În cinstea lui Monica, care se spun trotineta potrivită by Monica. Poate te vede pe YouTube. Actualul, prieten. Niciodată să nu zici. Domnul Liviu, totdeauna să le zici. Actualul soț, actualul prieten, nu se știe niciodată. La mine de 3 ori s-a dus. Mulțumim mult de tot, fetelor. Când mai sunteți voi de serviciu să venim să mai filmăm voi? Joi. Joi? Fii că acum de la weekendul ăsta prelungit se zice joineri. Iei bani. Iei bani. Să rămână, a? Gata. Am uitat ceva. Monica, bricheta mea a rămas acolo la doamna, ți-o dau ție cadou, când mai vine câte unul, poftim brichetă, că voi aici n-aveți în dotare. De fapt, prima dată îți dau o brichetă cadou, mai târziu, vedem. Iulia va rămâne, eu sunt în Constituție, în partea cealaltă. Tu ești în Constituție? A, tu nu ești aici. Doamna știe. A, poți să vii și pe... I-am spus să am bricheta la doamna afară. Să o las ție aici, să aveți și voi brichet aici. Să ne dăm ce să dați la oameni care n-au brichet. De ce vrei să sau îi cer bricheta? Îi cer bricheta? Ia o tu mai fumezi? Da, ia o tu de la mine cadou, deocamdată. Mai vedem. Pa. Bricheta o lăsați la, lăsați la fete acolo. Da, mulțumesc frumos. Să rămână. Ia să vedem, ne-a dat amendă miliția. Aici e cu plată. Stai cu albastru. Ia, nu ne-a dat nicio amendă. Gata, haideți acasă, fraților. Abonata care, cu care am sărbătorit astăzi ziua noastră de 1000 de membri. Și ne vedem la următorul clip. Sănătate, să fiți fericiți.